Spargeri în lanță au înregistrat noaptea trecută la trei biserici din Maramureș. Hoții au acționat la lăcașurile de cult din localitățile Șomcuta Mare, Bucium și Gârdani, ce aparțin de protopopiatul din țara Chioarului. Persoane necunoscute au pătruns în interiorul bisericilor și au lăsat în urma lor uși sparte și dulapuri devastate. Preoții spun că hoții au fost interesați numai de bani pentru că nu au sustras icoane sau alte obiecte de cult. Din toate cele trei biserici prădate de hoți, criminaliștii au prelevat probe pentru a putea identifica autorii cât mai curând. De asemenea, urmează să se stabilească valoarea prejudiciului. Oamenii legii nu exclud varianta ca hoții să fie dintr-un județ vecin, existând deja un cerc de suspecți.